După cum ați putut vedea, adoptăm o tehnică specială. Ne înfigem cu genunchii în canelurile astea ca să se lipească cât mai bine. Am terminat de izolat și podeaua, iar acum urmează să băgăm înapoi. Sperăm să mai intre cum trebuie, pentru că am pierdut un pic de spațiu, câte un centimetru aproape pe fiecare parte. E acel placaj îmbrăcat cu cauciuc. O fi fain. Am terminat de izolat aici la roți aceste metale și acum hai să facem o probă cu acest tapet. Încercăm să facem prima oară tavanul. Am întrerupt un pic lucrările, v-am zis că am terminat cu tavanul care a ieșit așa și așa și am plecat după saltea aici în județul Arad, la Zimand. Am fost să facem azi dimineață măsurătorile pentru burete și acum a fost anunțat că e gata. Am măsurat acum 1.81 are. No, și eu am vreo 1.78. Salutare, dragilor! Noi suntem Dubițarii Motocicliști de la Lucifer Videographer. Robert și Iasmina. Bine v-am regăsit într-un nou episod. Știți că data trecută, în video anterior, v-am zis că următorul clip o să înceapă cu numerele de matriculare. Și? Cine a ghicit ce numere avem? Tantan! Dacă la Transalp avem Arad 96 ATI, adică ATI de la fratele meu, am zis măcar pe Dubiță să avem alb. Și am găsit disponibil 96. A, nu, de la Transalp. Nu înseamnă ceva nume acel 96, dar să meargă mai departe. Dar înseamnă alb, de la Transalp și de la Alpi, unde ne place nouă să ne plimbăm cu Transalp. Bun, hai să punem repede numerele sus, după care continuăm cu izolarea. Da. Trebuie să scoatem podeaua. Până la urmă ne-am decis să facem podeaua ca să nu mai avem treabă cu ea. La muncă cu noi, hai! Pam, pam. Altă treabă. Exact. După cum ați putut vedea, adoptăm o tehnică specială. Ne înfigem cu genunchii în canelurile astea ca să se lipească cât mai bine. Oricum se lipește perfect pentru că sunt foarte apropiate aceste caneluri. Avem doar vreo două bucăți aici unde sunt largi. Dar merge treaba și nu știu cine a zis că e frig afară, că nu mai putem de cald. Hai să ne mișcăm că mai avem doar vreo oră jumătate la dispoziție, după care trebuie să plecăm la ITP cu Smart-ul. Hai să continuăm. Thank you.
am terminat de izolat și podeaua. Suntem în grafic cu timpul. Iar acum urmează să băgăm înapoi. Sperăm să mai intre cum trebuie, pentru că am pierdut un pic de spațiu, câte un centimetru aproape pe fiecare parte. Dar cred că își face loc. Cred că o să se taie acolo înăuntru și o să rămână înfipt. Mai greu a fost de scos, pentru că l-am văzut, am scos așa în V. Acum dacă luăm în V și îl băgăm înapoi, cred că o să se așeze mult mai bine. Sperăm. Urmează procesul, e acel placaj îmbrăcat cu cauciuc. O fi fain. Mai îmi rămâne numai astea să le îmbrac, dar aia rămâne ulterior după ce termin de pus înapoi podeaua. Mai poate cald. Se simte diferența. Deci asta era de rece tabla și acum puțin simți așa la mână. Simți așa la mână că e rece acest aluminiu. Dar în rest e foarte fain. Hai să mai pierdem timpul, că dacă încape, mai avem de mers și în alte locuri azi. Pe ziua de astăzi încheiem aici, a sosit și curierul. Și ce avem aici? De care v-am zis, aerotermea mică, 600 de W, dar are potențiometru și aia înseamnă că o să o pot regla să consume și, nu știu, 150 W sau ceva de genul, ceea să-mi bage căldură. Și mi-a venit mocheta, toată comanda e de la Ray Camping și mocheta asta, uite aia, fain așa. Pâsle. Gri, pâsle deschise, așa. În total am două suluri, adică 2 metri pe 5 metri. Un sul are 2 metri pe 2,5 metri. Ne revedem în câteva secunde cu continuarea, dar real o să fie probabil peste câteva zile, că nu mai avem timp să muncim acum. Salutare, dragilor! Ne revedem după 3 zile. Continuăm cu lucrările. Astăzi avem o zi însorită, în sfârșit, după, cred că, vreo 7-8 zile de ceață și de frig. Cam așa. Și o să continuăm cu izolarea aici, aripilor, unde vine roata. Și după care o să încercăm să facem cu carpeta. Am desfăcut plasticele astea aici la ușă. Și la ușa asta și la ușa alaltă. Și plin de sisteme, de cabluri, de împărțituri, de întărituri. Deci acolo nu prea am cum să intru și să pun izolație. O să văd cum îmi rămâne carpetă și dacă pot, poate o să carpetez plasticele astea. Dacă nu, o să rămână așa. Asta este. Ideea e că în mare parte să fie făcut. Bine, vă lăsăm cu niște timelapse-uri cum muncim noi pe aici prin mașină. Am terminat de izolat aici la roți aceste metale și acum hai să facem o probă cu acest tapet. Încercăm să facem prima oară tavanul și după aia o să ne apucăm de partea de pâslă. Nu fi cumva. Am decis să lucrăm cu bucăți mai mici. L-am tăiat la aproximativ 90 de centimetri și acum trebuie să vedem cum se comportă și spray-ul pe acest tapet. Prima oară trebuie să dăm pe tapet și după aia dăm pe tavan, lăsăm câteva minute până nu mai lipește și atunci venim cu lipiala finală. Asta fiind ușor, nu are rost să insist foarte mult cu lipiciu. Aici pe tavan am făcut niște semne ca să știu aproximativ cât e bucata aia și să vedem cum o să fie. Bun, la fel și aici, nu dau foarte mult, că e doar tapet, nu e greutate, nu e nimic. Așteptăm un pic și după aia venim cu el.
am terminat tavanul ciclă. Nu suntem foarte mulțumiți de rezultat pentru că am subestimat puterea casantă a tapetului. Deci nu-i maleabil, nu-i flexibil absolut deloc. E așa casant, că ăsta e denumirea. E efectiv și tavanul nefiind drept pentru că are tot felul de buburuze din astea micuțe. Cum a prins un hop din ăla, el în loc să se muleze după el, efectiv îl deformează. Și atunci mi s-au făcut tot felul de cute. Da. Eu sunt câteva bube mici așa cute, chiar s-au și crăpat aici în unele locuri. Vedem, momentan rămâne așa, dar luăm în calcul pe viitor să găsim o variantă de material. Ideea e că, ați văzut, tavanul ne-a costat 100 de lei, 50 de lei tapetul și 50 de lei un spray. S-a dus efectiv un spray complet pe suprafața asta, dat dublu, și pe tavan și pe material. Să trebuiască să mai cumpărăm vreo 2 sprayuri minim pentru carpetă, dar astăzi nu mai facem nimica pentru că nu vrem să ne grăbim și să fim la calmitatea care avem nevoie. Dar per total e ok, deși dacă o să finalizăm pe margini și să zici că rămâne așa, până la urmă noi stăm în mașină, nu trebuie să facem parada mod, ok, nu trebuie să câștigăm concursuri, dar se putea mai bine. Ar fi putut un pic mai frumos. Da, asta este. Acum se face proba la burete. Vedem dimensiunile, tăieturile au fost făcute deja în interior. Mai rămâne de pus acea vatelină peste și de făcut tapiseria cu husa la ea. Grosimea e de 10 cm. Acum avem toate lucrurile în spate, încă urmează de tapizat, dar uitați aici cât de bine arată deja. Aici am lăsat și loc pentru telescop, loc la marginile astea aici. Am întrerupt un pic lucrările, v-am zis că am terminat cu tavanul care a ieșit așa și așa și am plecat după saltea aici în județul Arad, la Zimand. Am fost să facem azi dimineață măsurătorile pentru burete și acum a fost anunțat că e gata. Oare se deschide în spate să vedem cum nu e? Cred. Uite așa. Ca idee, așa, am revenit după câteva ore, uite că mi l-au și terminat. Are fermoar pe trei părți, în față să rămână frumos. Ceva catifia sau ce e asta, nu? Ceva... Nu ce fain. Burete de 10 cm, cum v-am zis. Cum a încălțat, n-aș face o probă, dar o să mă vedeți voi și în pat. Bun. Am ajuns la bloc. Și am făcut probe descălțat ca să nu mai am aia 2-3 cm de la bocanc. Am măsurat acum 1.81 are. No, și eu am vreo 1.78. Deci, uite aici, stau cu talpa lipită și mai am... Uite, auzi cum fac aici cu palma. No, foarte fain. Foarte bine. Fain. Abia așteptăm să terminăm odată, să putem face probe reale în ea. Exact. Dar chiar e comod. Și ce e fain? Că așa au făcut decuparea, că pot să-l iau să-l întorc invers, odată la câtva timp, să nu se facă, nu știu, ceva urme în burete, pot să-l întoarcem. Uai, deci aș putea dormi aici, că închide ușa aia să nu intre frigul. La bine, pa, dragilor, îl lăsăm pe Robert la nani.